Eu ce știu drumul ăsta? Știu drumul ăsta că mă 20 de ani pe dânsul. Ia ca și de atât, eu mă râd, de sus acolo, cu apă înainte. Și cam mă întâlnă să torc atat. Mă scol dimineața la 6:30, fac fete ceai, mă strâng eu pentru lucru și plecăm la lucru. Lucru conține din ascult cărți audio pentru nevăzători. Funcția mea se numește controlor operator de sunet. Eram mici și la un moment dat acolo ne jucam cu băieții din cu copiii, cu băieții din Mahala și tata meu lucra cu ruțaș. Și în sat, înainte de sat, tăi și râu. Era după ploaie și nu era încă drum asfaltat. Era baluhan, deci când trecea tractoarele, se făcea așa glot și el se usca și noi luam glotul și el se vorbeam în prâu, de pe pod. La un moment dat, nu tras atenție, eu am înțeles că vine de drept pe marginea podului și m-a izghit și a ieșit cu câte cu bălăhani acolo, în pârâu, în pod acolo. Și ea ca de la trauma aceea s-au început probleme cu vedere. Cu încetul, cu încetul cadea, pentru că așa e, dacă e problema, era. Și apoi m-a căsătorit. Apoi am trecut în Chișinău cu lucru. Cu încetul, vedeți că vederea e așa, chestii că e cum, nu te doare, nu nică, e cade încet-șor, mai ridici ceva, mai duci ceva greu. Și la un moment dat s-o zlipit retina. Eroleacă înainte, cu câteva minute așa. Și pe urmă s-a început viața de toate zilele. Te-ai luat în mână frumușel, oleacă-i mai trecut de probleme, s-a mai trecut stresul. Că, sigur că a fost stres, slava Domnului că cât cărțărai am citit și întotdeauna ne aducem aminte ba de o persoană care a avut probleme mai grave. Ne aduc aminte primul raz când am luat eu în mână bastonul și mergem de la mine acasă, la troleibuz, adică m-au petrecut acolo persoană. Pe unde găseam, pe unde mă mai paleam, pe unde astea, dar ce se face? Alo, Vania Noroc. Și ieșim? Și tata, de pildă, dacă omul vrea, face tot, am zis, chiar și nevăzătorul. Faște, nu mă să vrei, acasă să vrei. Da, el, eu acasă fac tot, și șterg colbul, și dă cu palisosul, și șpierdelele pun, și lispel, și răcituri fac, și zamă, și tot, chestii de astea. La noi nu te poți duce singur până la oprire. Nu că te mai duci, cum la piață. Până la oprire nu te poți duce. Eu de pildă mă duc eu așa, dar nu-i acomodat acolo, treci, semafoarele nu-s de aici, că sunet. Unde anume treci, nu simțești, nu-i făcut nică, tăte grupi, tăte astea, așa, unde treci. Așa e numai după auzi, o leacă dacă aici, dacă acolo. Бордюри по линку, больше не ориентируем машину. Ну, после меня сменил, правда, трепет. Меньше магна бордюри. Машина дадя напой, да. Шофер в Волге, ку авто, он еще еще две. Да, когда я на коллеги, маленький, я ратом эти фоны отличаю, на касса радио. Когда нам полетел к бастону машины, он залез сюда, щекали кейсер. Он залез на тропак, он залез сюда, он реактор. Я не что он залез, я его дат, мой депаш, пюр, мочала залезть, я спустил, мы бы стали. Я не что он содержался, ой, скузы.
Я повторю на фразу. Так, я капунем аппарат, у него близко. Ай, хорошо, мне же так. Писта, дой. Яка аскултем карте, ше гасим греши. Пила еще грешала. Ел, ше мадут лаборатор. Я рыд, яка еще грешала. Ел, ешь, я пару ладошек калкулатор. Ше апой до пащи контролист эта карте. Ладно, ну, сам диферити карте, диферити доминю. Аскултем, а еще мы искрим. Каждый диферити доминю. Ше день спри копии, ше повешть, ше истории, ше драгости. Înainte era, în multe orașe a Moldovei, era întreprinderi pentru nevăzători. Și lucrai. La uzine făceau svitine și de astea, cum se spuneți, la patroane, peroane pentru șuier, șnururi. Păi așa să lucrez la noi primăria, de zeci de ori, te palești și în grupele astea cu canalizare, că sunt furate capacele. Și Ioanica, și te mai adresez la primărie, unde se adresez la primărie? Ce-ți fac primărie?